Le spunem celor din direct că pe 24 iunie, adică mâine, se sărbătorește Ziua Internațională a ei. A fost o campanie făcută de Asociația La Blues Rumen, da, început în 2012 și în 2013 s-a sărbătorit la nivel mondial și a fost recunoscută inclusiv de Primăria Washingtonului în 2013. Da? Și știm foarte bine, Yves Saint Laurent, cum ne-a preluat-o în 81 și a făcut a avut o expoziție extraordinară pe podium și de atunci toți marii creatori au preluat-o, da? Fără să spună evident că este din România. Ulterior au fost dați în judecată și au trebuit să recunoască că această cămașă, da, este de fapt portul național al românilor. Da. Hai, și să le spunem că toată sărbătoarea începe de pe 20 până pe 24, pentru că vorbim de solstițiu, care e pe 21, și sărbătoarea, pentru că vorbim și de sânziene, de Sfântul Ioan cel Nou, și am văzut dansul sânzienelor. Hai, trăi! Dansul sânzienelor. Eu vorbesc pentru cei care sunt și pe TikTok și nu prea știu mulți. Iar sânzienele sunt, mulți le spun că sunt elele. Nu sunt elele, elele sunt puțin mai rele, așa. Dar sânzienele sunt zonele bune, numai că nu trebuie să le zgândești, să le enervezi. Noi suntem foarte drăguțe. Da. Și dansul pe care l-ați văzut cu sânzienele, da, sau drăgaica, florile acelea sunt sânziene, sunt flori de sânziene, așa, iar dansul, ați văzut că începe cu ele în genunchi, ridicând mâna în sus, este o incantație, incantație către zeul solar, către lună, da, da, este o rugă, este acea unitate între om și natură. Ce lume fermecată am avut și cum ne-am bătut joc de ea. Ca să înțelegeți ce înseamnă globalizarea, cum încearcă să șteargă toată această identitate. Mă numesc Gabriela Violeta Iordăchiță, sunt președintele partidului SOS România, Organizația Județeană Galați. Sunt Corina Mitroi, președintele Organizației Județene Cara Severin a partidului SOS România, condus de doamna senator Diana Iovanovici-Așoacă. Popovici Madalina și sunt președintele Organizației de Femei a județului Iași din cadrul partidului SOS România. Sunt Șopârlă Tudorel, președintele filialei județene Tulcea a partidului SOS România. Petronela Lavinia Mustață, trezorierul partidului SOS România, filiala Vâlcea. Numesc Cristian Stancovi, sunt președintele Organizației județene SOS Constanța. Mă prezint în fața dumneavoastră cu această minunată ie. Astăzi sărbătorim și Ir. Sunt Kishnan Mihai, președintele filialei județene Arad a partidului SOS. Numele meu este Bonzic Iosif și sunt președintele filialei SOS Satu Mare. Mă numesc Doina Cante, sunt președinta filialei SOS România Botoșani. Sunt de Fărmără, partidul SOS, România, filiala Cugăraș. Sunt Baș Ana Marcela, președinte filiala municipală Timișoara a partidului SOS România. Mă numesc Bălan Silvestru Rădăuț, sunt președintele filialei SOS România, județul Suceava. Eu port o ie veche de peste 120 de ani, din zona de câmpie a județului Mehedinți. Numele meu este Giapana Ciprian, sunt coordonatorul organizației județene Sibiu a partidului SOS România. Numesc lui Valeriu, președintele filialei SOS Bistrița Năsău. Numele meu este Andreea Câmpeanu și sunt președinta organizației Italia Partidul SOS România. Sunt Mihaela Vindeșofer și sunt președinta partidului SOS România, filiala USR. Sunt Eduard Iacob, sunt președintele filialei Comuna Drânceni, județul Vaslui.
pentru tine. În mine zace pământ românesc. Oriunde mă aflu, emoții trezesc. Am pâine și sare cuprinse în broderie. Pe guler port timpul țesut cu mândrie. La rădăcini de neam, în floare de salcâm, când arăt-o frumos, venit de la străbuni. În Delta, Transilvania, la Sarnița Getuza, la Pudna, Voroneț, Codea sau Săpânța, veac după veac, apus după apus, române să mă porți mereu cu fruntea sus. Poartă-mă cu drag să fii frumos și tu, așa cum știi că-mi este sufletul. Și nu uita atunci când ți-este dor, că într-o lume a tuturor sunt simbol nemuritor. Cu drag, Ia. Vă dorim multă sănătate, toate cele bune și să fiți binecuvântați de bunul Dumnezeu cu toții. Dumneavoastră, popor român, să fiți binecuvântați și alăturați-vă adevăraților patrioți, adică familiei SOS România.